Bună ziua! Bine ați venit! Vă rog! Numele meu este Sorin Berilă. Vă mulțumesc că ați participat și că v-ați arătat interesul pentru această conferință. Înainte de a începe, aș dori să vă rog să ținem un moment de reculegere în amintirea lui Răzvan Codrescu, a lui Marcel Petrișor și a tuturor martirilor și luptătorilor anticomuniști din România. Vă mulțumesc! Înainte de a începe, să rog pe domnul Marcel Popescu să citească cuvântul de salut al președintelui Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, adresat acestei manifestări, acestei conferințe. Bună ziua! Aș vrea să vă salut, domnul ministru. E onoare pentru noi. Dragul meu prieten Sorin și dumneavoastră, bineînțeles, dragii mei. Cartea de față scrisă de domnul Sorin Berilă tinde să facă o istorie a mișcării de stânga mondiale, dar cu accent pe cazul special al României. Este o întreprindere temerară, greu de realizat, dar totuși cu șanse foarte mari de reușită. Demersul acesta a fost determinat de o îngrijorare majoră a autorului și a multora dintre contemporanii săi, îngrijorarea cauzată de un fenomen acutizat relativ recent, anume neomarxismul. Lumea gândită astfel și numită globală nu este departe de poporul muncitor unic al comunismului de odinioară și nici de lozinca prin care comunismul s-a consacrat, proletar din toate țările uniților. Firește, mijloacele contemporane de impunere a acestui nou marxism sunt mult mai subtile și de aceea mai ademenitoare, dar ele nu-i pot înșela pe cunoscători. Autorul pornește de la surse indubitabile, caută antecedente, găsește avocați, aproape uitați ai cauzei, îi dă în vilac pe unii teoreticieni considerați importanți, dar care au fost oboșarea acestui neomarxism. Natural, cartea oferă și soluții, care nu sunt unice și nici infailibile, dar care ar putea conduce spre remedii eficiente. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor fi capabile și dispuse să preia asemenea sugestii și să le aplice într-o salvare a valorilor consacrate. Optimismul autorului este unul realist și ponderat, dar nu lipsește, ceea ce devine foarte important pentru mesajul cărții. Mi se pare extrem de importantă preocuparea unui intelectual de talia domnului Sorin Berilă pentru soarta lumii noastre în general și mai ales pentru viitorul societății noastre românești. Cu asemenea mesaje ca acesta, din care reiese că măcar unora dintre noi ne pasă, că suntem îngrijorați și preocupați, că nu vrem să lăsăm lucrurile la voia celor care seamănă vânt, nu mai pare chiar totul pierdut. Cartea presară printre rânduri încredere, iar încrederea bine cultivată poate naște speranță. Vă mulțumesc frumos! Îi dau acum cuvântul domnului profesor Ilie Șerbănescu, personalitate remarcabilă a perioadei post-decembriste, cu o carieră care începe înainte de 1989, când a fost redactor economic pe politică economică externă la revista Lumea. Corect. A avut de asemenea o carieră ca ministru în guvernul Ciorbea și numeroase lucrări, articole, luări de cuvânt, luări de poziție, declarații pe teme economice, dar nu numai, în această perioadă post-decembristă. Mărturisesc că pentru mine este un privilegiu și o onoare să fiu alături de dumnia sa, deoarece este una dintre personalitățile pe care le admir, le stimez și de la care consider că avem cu toții ce învăța. Îl rog pe domnul profesor Ilie Șerbănescu să înceapă. Eu vă mulțumesc de cuvintele spuse
Mulțumesc de invitație. Datorăm această întâlnire, eu și o întâlnire nu conferință, că eu nu am conferință, să mă fi. Dar o datorăm integral domnului Berică. Și, bineînțeles, concursului neprecupecit al domnului Marcel Bondoș, al care este gazdă pentru această întâlnire. Domnul Berilă a scris o carte la care s-a referit și mesajul președintelui Academiei, care are două segmente. Încep cu această carte pentru că are legătură cu întâlnirea noastră. Nu numai cu domnul Berilă. Are legătură cu întâlnirea noastră. Această carte are două segmențe. În prima se reia o temă mai de demult, oricum bătută, anume aceea că pasajul comunist din istoria României a întrerupt dezvoltarea României, cuplarea ei la valorile mondiale și mai ales conexiunea cu Occidentul, cu care ne urmărim, ne mândrim ca năzuință după 89 și pe care o mult cântăm în momentul de față. O cântăm, e puțin spus, dar noi o cântăm, hai să zicem că o cântăm. Această teză, am spus că mai este bătută, a mai fost bătută. A doua secvență din această carte este cea care suscită interesul cărții. Anume, că în istoria omenirii a fost o mișcare de stânga, începută cu Revoluția franceză. Inițiatoarea mișcării de stânga și a terorismului de stat și, pe urmă, se face o trecere în revistă a mișcării marxiste care a dominat a doua parte a secolului al XIX-lea, și continuând cu Revoluția Rusă, bolșevică, cu încercările de bolșevizare din Germania și Ungaria, cu cei aproape jumătate de secol ai experienței de comunizare din Estul Europei, care include și România, și cu Revoluția Chineză, cu excesele revoluțiilor din tot de stânga, cotate de stânga, din Vietnam și mai ales Cambodgia, și încheind cu amenințarea la care se referea și profesorul Ioan Aurel Pop, a ceea ce numim, după mine, complet impropriu, neomarxismul actual.
De ce? Asta putem să discutăm. Dar că este o amenințare, asta este sigur. Și eu am unele îndoieli că asta e o mișcare de stânga. Nu știu de ce ar fi de stânga, nu ar fi de dreapta. Dar, mă rog, asta rămâne să discutăm. Dar ăsta este tabloul pe care îl zugrăvește această carte, numită în mod oarecum metaforic, dar nu numai metaforic, Apostolii Întunericului și Comunizarea României. Despre Comunizarea României am vorbit. Cine sunt Apostolii Întunericului? Sunt cei de stânga. Cine sunt Apostolii Întunericului actual? Eu m-am zis. Ăsta este cadrul. După părerea mea, această carte deschide o cutie a Pandorei cu întrebări. Niște întrebări, una mai învolburată decât cealaltă. Întrebări care sunt foarte, foarte, foarte preocupante. Una am pus-o. Cei care sunt acum numiți neomarxiști, e bine, au legătură cu marxismul sau nu au legătură cu marxismul? Eu aș merge mai departe. Sunt ei de stânga sau sunt de dreapta? Dar există și multe alte întrebări, ca de pildă, dacă ăștia sunt apostolii Întunericului, atunci colonialiștii care au terminat lumea de sute de ani, ăia ce mai sunt? Astea sunt întrebări la care, după părerea mea, ar trebui să ne străduim să dăm un răspuns și pe care, fără îndoială, Cartea Domnului Berilă le aruncă în spațiu public. Chiar dacă nu le formulează, că la unele nici nu se pune problema de a le fi aruncat în spațiu public. Dânsul nu le e. A dânsul este mai simplu. Stânca e ceva negativ. Poate e ceva negativ. Dar atunci dreapta ce e? Și eu mi-aș permite să spun că toate aceste întrebări au legătură foarte strânsă cu România noastră, cu istoria României noastre, cu prezentul României noastre și cu viitorul României noastre. Dacă mai avem țară, că e cam complicat să răspund la această întrebare, că nu știu pe a cui țară mai e. Eu nu mi s-a spus aici, ministru, nu. A fost o chestie pasageră acum 26 de ani. Nu m-a caracterizat acest lucru, nu mă caracterizează deloc acest lucru. Am fost un analist, cât de cât realist. Și m-am întâlnit cu domnul Berilă doar pe următoarea secvență. Vorbim despre România, ne arătăm că am iubit România, am dorit-o să fie alta decât este și
Întrebarea este cea mai mare întrebare, este dacă putem să modificăm ceva din ceea ce se întâmplă. De ce vrem să modificăm? Cred că asta e cea mai mare întrebare. Pentru că simțim că lucrurile nu merg ca lumea. Că dacă ar merge ca lumea, de ce să modificăm? Și v-aș spune următoarea problemă. Dacă noi facem o comparație între epoca de comunizare, anatemizată, nu numai în această carte, dar așa, în general, și cu epoca actuală, care e de construcție și care e de demolare? Păi îmi pare foarte rău. Aia a fost de construcție și asta altceva decât demolare, eu personal nu văd. Asta pune și întrebarea de ce o întâlnire cu mine. Eu am peste 80 de ani. Nu, asta e mai puțin important. Dar cel mai important este, din punctul de vedere al acestei vârste, că cea mai mare parte am dus-o în vremea trecută, nu în vremea asta. Am dus-o în vremea trecută și dacă eu fac această comparație, vă spun așa, că dacă aia a fost de construcție și asta a fost de demolare, ce să caut eu la o întâlnire cu tata? Eu vin de atunci unul din cei expirați. Dinozauri, li se spune în momentul de față, eu nu pot să spun că am fost dinozaur, că n-am ocupat nicio funcție înainte de 89, așa că n-am cum să fiu dinozaur, dar expirat, că asta e prin vârsta. Asta e viața. Ce puteți afla de la un expirat? Din păcate, dacă eu fac comparația epocilor, vă spun așa, că epoca noastră trăiește integral pe articulația energetică făcută înainte de 89, trăiește în cea mai mare parte pe fondul locativ creat înainte de 89, pe structura de socială aia de dinainte de 89, pe infrastructura în cea mai mare parte de dinainte de 89. Asta chiar și la rutier, ce să mai spun de feroviar, că nu facem de 30 de ani decât să lichidăm. Și culmea și cea mai este că și ceea ce se fură în zilele noastre, se fură tot din ce s-a făcut înainte de 89, că după 89 nu s-a mai făcut nimic, n-are ce să fure. Deci, aici este problema pe care o resimt eu. Dar eu sunt un expirat. Nu expirat, cu experiență, da, în viață. Nu mai există, așa ceva nu mai există. Nu există. Pare foarte rău. Nu mai există. Nu există la tineretul de azi. Păi experiență. Dar cine o să trăiască? Noi o să murim. Dacă ei nu au nevoie de bătrâni, ci să ne să-i mai împiedicăm noi. Ei n-au ce comparație să facă. Poftiți? Ei n-au ce comparație să facă. Tinerii n-au ce comparație. Am înțeles că nu au, dar asta nu folosește lor înșine. Pentru că viitorul se construiește și cu ceea ce, cu învățămintele care s-au detașat din trecut. Dacă
trecutul nu mai este nici măcar voie, dacă înțeleg eu foarte bine, să-l mai evocăm, atunci acum să ne... Deci vreau să mă înțelegeți foarte bine. Eu mă pun la dispoziția dumneavoastră să discutăm aceste chestiuni. Dar ele sunt foarte, foarte complicate. Ce avem în zilele noastre? Eu vreau să mă situez exact unde sunt. Am fost printre cei care după o viață în comunizare, am trecut imediat de partea celor care au dus să construiască viitorul capitalist al României, în libertate, Occident, toate... Democrație și așa mai departe. Nu m-a ținut mult. A spus domnul Berilă că eu am lucrat la revista Lumea. Am fost, m-am ocupat de economie mondială la revista asta timp de 20 de ani, înainte de 89. Și am scris despre economia mondială. Lucruri despre economia mondială. Economia mondială, inutil să vă spun, că e o economie capitalistă. Sistemul socialist de vremea aceea nu avea atâta putere încât să impună regulile pe plan internațional și erau tot regulile capitaliste pe plan internațional. Și deci economia mondială era integral capitalistă. Că aveau și țări socialiste componente participante, asta e cu totul altceva. Dar regulile, totul era capitalism. În acea lume era o parte care făcea regula și trăgea și făcea și legea, trăgea și toate avantajele și o parte a țărilor, le numeam atunci lumea a treia sau țări în curs de dezvoltare, care trăgeau cu noastră. Plăteau factura. După 89 am pornit, cum v-am spus, după 15 ani mi-am dat seama că se întâmpla cu țara mea ceea ce criticasem că se întâmplă cu alte țări timp de 20 de ani. Sigur că n-am mai rămas pe această baricadă. Dacă credeți că asta e sinuozitate, eu nu cred. Eu cred că mi-am păstrat mintea la mine. Și asta am văzut și când am văzut așa, ce m-a situat într-o anumită lumină este că am spus foarte clar ce am resimțit, ce am văzut și am tras concluzia public într-o carte, nu numai în carte, în intervenții în spațiu public, articole sau intervenții la televiziune. Cartea s-a numit, care le-a strâns la un loc, care a apărut acum 7 ani și care se numește România, o colonie la periferie europeană. Suntem altceva decât o colonie? Nu. Am construit această carte începând de la o definiție a coloniei pe care am luat-o din Enciclopedia Britanică. Și m-am apărat față de cei care
vor fi venit să protesteze, vai, cum, ne-a transformat Occidentul mult visat într-o colonie, am comparat ce spune Enciclopedia Britanică cu situația de la noi. Asta, suntem o colonie. Și m-am și întrebat, dacă nu colonie, atunci ce suntem? Cam asta este chestiunea, asta am făcut și dacă domnul Berilă este cel care a deschis cutia Pandorii cu întrebările, eu mă pot lăuda cu, că am spus clar, de mult, în spațiu public, că România este o colonie. De ce este o colonie? Și mă iertați că vă spun, cine ne-a făcut colonie? Comunismul? Nu. Ne-a făcut Occidentul. Vreau să vă spun că nu numai că nu mă dau la o parte să recunosc acest lucru că am greșit, dar vreau să vă spun că am încercat să văd de unde vine greșeala. Și greșeala este următoare. N-am ținut cont că Occidentul la care ne închinăm conține în sine cel puțin 6-7 foste imperii care au trăit de sute de ani pe seama altor popoare. Și că m-am înșelat crezând că ei o să facă altfel cu țara mea. Ei nu fac altcumva, pentru că atâta știu. Asta știu și asta le aduce prosperitatea lor. Restul nu interesează. Asta este faza în care ne găsim. Poate o să întrebați ce se mai poate face. Eu, rămânând deschis la orice fel de discuție, că aș vrea să facem, v-am spus că e o întâlnire, nu vreau să fie o conferință, că n-am ce conferință. Deci, chemându-vă să ridicăm din noianul de întrebări pe care le-a pus domnul Berilă, să le discutăm. Eu vă spun foarte sincer părerea mea. Nu se poate face nimic. Și am să vă spun de ce. Nu există în istorie vreo colonie care să fie ieșit din statutul de colonie. Nu există. Chiar dacă și-a obținut independența. Și-a obținut independența, a rămas colonie, punct de vedere economic. Și cântă la fiară în continuare. Există Singapore, este un exemplu. Așa, cum să spun, dacă îmi spuneți că există Elveția pe lume... Asta vine mie în gând, Elveția. Da. Elveția și Singapore există pentru că ăia care conduc, vor să existe. Deci asta este chestiunea. Că vor, dar vor să existe. Vor. Vor dar să România, existe. România, au nevoie. Nu prea vor să existe. De nu știu câți ani. N-am vorbit de România, am vorbit de Elveția. De ce nu vor? Că e condusă de trădători. Nu oare este o țară a poporului român care este învățat de încă de la începutul formării lui să fie supus, să fie vasal? Da, bun. E foarte bună această
punere a problemei. Dar vă întreb, dacă nu era obișnuită cu vasalitate și cu postura de slugă, mai exista? S-ar putea, sigur că n-ar mai fi. Trebuie că dacă bietul Cantemir nu pierdea împreună cu Petru cel Mare lupta de la Stănilești, înțelegi, nu pierdea și o câștiga, eram foarte frumoși o guvernie rusească, nu? Da. Domnul profesor, am în față... Vreau să vă dau numai acest exemplu care are legătură cu ce v-am spus și după aia vă dau cuvântul că cuvântul va aparține în cadrul acestei întâlniri. Cel mai semnificativ lucru s-a întâmplat la începutul secolului XIX. Au fost 10 războaie ruso-turce. 10. Toate... câștigate de Imperiul Țarist. După 10 războaie s-a pus problema ce facem cu țările române. Știți ce s-a stabilit? E minunat, e genial. Țările române rămân sub suzeranitate turcească, dar trec în administrare rusească. Nu seamănă atât de bine cu ce acum că avem. Nenorocirea noastră este nu că avem stăpâni. Este nenorocirea că avem prea mulți stăpâni. Înainte aveam un 2-3, acum avem prea mulți. Înțelegi? Și atunci, că dacă ar fi fost, ar fi numai unul, te-ar ștoarce ca pe o lămâie, dar nu i-ar lăsa și pe alții să te stoarcă. Așa e înghesuială la storci România. E o înghesuială, trebuie să... Situația actuală este absolut fermecătoare. Nu pot să spun altfel. Austria își bate joc de noi, Olanda își bate joc de noi, America își bate joc de noi. Hai să nu zic, că nu mergem chiar așa, domne, chiar așa, înțelegeți? Ucraina își bate joc de noi. Da. Cu acordul cu ei. Via America, cum am spus. Și atunci cine? Deci acolo este. Deci atunci, asta e problema. Asta e problema zilelor noastre. Vă întreb și eu ce se poate face într-o asemenea situație. Ce se poate face? Mă uitam, domnul profesor, din fața mea. Da. De aici încolo, țara va fi condusă de un mort, Emil Cioran. Nu știu data când a spus, domnul Emil Cioran, dar să știți mai bine câte așa studia. Nu cumva țara acum e condusă de un mort? Ar fi bine, dar nu. Aia care sunt destul de activ. Da, rezultate. E de robot condusă, nu de un robot. Mai rău. Cioran a spus asta într-un context specific și cu referire la o persoană specifică și conotația este pozitivă. Adică că și mort conducea. Păi nu, conotația este pozitivă. O comparație. Deci ar fi bine dacă ar fi condusă de un mort, pentru că mortul ar putea să numească Mihai Viteazul, de exemplu, ar putea să se numească Avram Iancu, ar putea să se numească Ștefan cel Mare. Brâncoveanu, sau... care s-a jertit pentru copii, familia. Brâncoveanu sau chiar Nicolae Ceaușescu, care a reușit să aducă România, contre-cœur, cum spun francezii, deci împotriva voinței mele, dar ăsta este adevărul, a reușit să aducă România cel mai aproape de statutul de țară independentă din întreaga ei istorie. Nu știu dacă vreodată în istorie, și aici includ inclusiv perioada lui Antonescu, nu știu dacă vreodată în istorie România a avut... Dar avem voie să vorbim de Antonescu, nu avem voie să vorbim de Antonescu. Nu avem voie să vorbim de Antonescu dacă îl înjurăm. Sau dacă vorbim negativ despre el. Sau chiar că aici e un loc, da? Nu avem voie să vorbim de legionarii adevărați. Nu vreau să intru în asta, că după aia o să spune cineva că suntem legionari. Sunt atât de multe domenii pe care putem, și fronturi pe care le putem deschide, încât părerea mea este că ar trebui să ne concentrăm așa și să rugăm pe
generosul nostru anfitrion să ne mai primească încă o dată și poate discutăm aplicat pe alt subiect. Când vom rezolva problema. Când, da. Când o să fie mai cald și putem să facem și... De oricum, domnul spunea că ce putem face. În dreapta mea văd așa, cine luptă pentru Dumnezeu și neamul său, chiar singur de va fi, da? Nu va fi învins niciodată. Avem speranță Dumnezeu. Corect. Corect. Cine să de-aia lupte, oamenii se... Iohannis vrea să lupte pentru poporul român. Nu vorbim de Iohannis. Da? Nu vorbim de Iohannis acum, vorbim de Dumnezeu. Așa putem să vorbim de... Sau Iasela, la fapt? Nu, dar putem vorbi de oricine vreți dumneavoastră și de Maite. Vorbim de oameni relevanți, nu de oameni relevanți. Maestre, Raed Arafat, Iasel era... Ăsta-i nepotul lui... Probabil. Iasel Arafat. Bine ar fi, dar nu cred. Pentru mine e o rușine, domne. Aș întreba... Pe el, dar el nu va răspunde la așa ceva. Să-mi spună și mie o țară în care ar fi studiat medicină și ar fi ajuns șeful care a ajuns în România. Pentru mine e o dezonoare totală. Credeți că nu contează unde este. Învețe... Nu contează unde e șef, contează cine îl pune șef. Și dacă ăla îl pune șef, îl pune șef oriunde. Corect. Asta se caută. Alogei? Să revenim la chestiune, ca să zic așa. Da, eu văd că... Păi asta și vorbim, asta vrem, că să fie o întâlnire vie, că de-aia să vorbim. Eu am speranță că încă putem avea speranțe, dar speranțe Dumnezeu și oameni care luptă, oameni patrioți, da, naționaliști, și oameni care sunt aruncați în afara istoriei, da? Foarte mulți, că nu dau acum că a spus că cu ajutorul domnului patron de aici, da? Să avem mai multe dezbateri pe tema legionară, pe tema lui regelui Mihai, pe tema, da? Putem? Pe tema ce e de făcut, domnule. Da? Speranța mare, ultima. Și când Dumnezeu ne-a făcut pe noi, da? Toți. Trebuie să avem încredere că se poate schimba. Fără ajutorul americanilor. Dacă nu aveam încredere, sau eram, rușilor. Nu eram astăzi aici. Păi de asta vă mulțumesc mult că ați venit. Da. Da, acum, sincer, îmi cer scuze că intervin și eu. Păi da, asta e întâlnire, v-am spus. Eu vreau să fie întâlnire și nu o convenință că... Cred că sunteți și apelpisiți de... Domnul ministru, dar nu credeți că e bine să stați? Nu, lasă. Nu, păi nu ne simțim noi bine, atunci trebuie să ne ridicați. Nu vă simțiți bine, mașin. Păi nu, sunt așa. Noi vorbim de jur, n-am să-mi picioare. E jenat. Da, îmi cer scuze că intervin. Mă gândeam că sunt foarte practic. Eu aveam 20 de ani la Revoluție. N-am apucat să trăiesc foarte mult, dar mi-am trăit adolescența pe vremea lui Ceaușescu. Îl numeam dictator. Nu pot să zic că am avut nici de mâncare prea mult în ultima vreme, dar am ajuns după 30 de ani să gândesc exact cum a spus dumnealui. Îl consider cel mai mare patriot acum. Adică patriot în sensul că ce a construit Ceaușescu sau ce s-a construit pe vremea aceea. Tot noi am construit, da, dar pe vremea aia am construit. Acum nu s-a mai construit nimic, se dărâmă tot, se dezmembrează bucată cu bucată. Pur și simplu rup din noi și vin și ne iau tot ce există în aer, pe pământ, în subsol. Aerul încă nu, aerul urmează, aerul urmează. Apele ni le-au luat, nu mai avem voie, dar urmează și aerul, nu cred. Da, păi nu, că ne pun taxa aceea de... În sfârșit, ideea e că amprenta sunt multe de păreri în spațiu public și unii spun că vor ro exit. Și eu sunt printre cei care îmi doresc să ieșim din această uniune, dar nu pentru că nu stăm bine acolo și că nu facem parte de drept din ea, dar tocmai pentru că de acolo, așa percepe majoritatea, dacă ne vine răul. Dacă de acolo se spune, de la, nu știu, Bruxelles, că trebuie să omorâm porcii, că nu știu ce, că trebuie să omorâm văcuțele, că trebuie să ne omorâm păsările, așa mai departe, că trebuie să dăm pe nimic. De ce trebuie să omorâm văcuțele? Asta trebuie să vedem. Motivația pentru aceste, nu știu, cerințe, care ni se impun ca să primim și noi niște bani.
pe care să-i folosim la ce? Că chiar stau și mă gândesc ce putem face cu banii aia. Să cumpărăm produse, să cumpărăm produse tot de acolo. Tot de deci acolo, ca să e cu circuitul banilor tot în natură. Tot în buzunarul lor vor intra toate astea. Iar noi suntem la pământ cu tot. Că pe vremea lui Ceaușescu erau irigații. Acum în PNRR-ul ăla am înțeles că nu s-a cuprins absolut nimic pe tema asta cu agricultură. O să ne distrugă practic. Ne-au transformat în colonie, într-adevăr, dar vor mai mult de atât. Gândiți-vă, gândiți-vă că noi importăm în momentul de față, eu am zis 80%, poate 75%, da. Oricum, pe aici e procentul din mâncarea pe care o mâncăm. Vorbeam cu domnul... Asta la oraș. Vorbeam cu domnul profesor... Nu, Petru, nu global. Da? Oricum, procentul, oricum e peste 50% din ceea ce mâncăm în condițiile în care România ar putea să hrănească lejer, liniștit, 4 românii. Minim 4 românii. Dar nu mi se dă voie, nu se dorește. Deci, această aberație, vorbeam cu domnul profesor pe drum, da, gândiți-vă că s-ar închide granițele mâine. N-ar mai intra, n-ar mai ieși nimic. Eu cred că în 2 săptămâni am murit de foame la modul propriu, cu mâncarea sub noi, ca să zic așa. Deci, este adevărat și toate lucrurile astea care sunt foarte greu de explicat, pur și simplu trec peste noi, adică ni se livrează, le luăm ca atare, dom'le, asta e și mergem mai departe. Până nu o să ne punem fiecare dintre noi întrebarea ce-i de făcut, până când o să căutăm soluții și până când o să venim fiecare cu soluția lui și să o discutăm cu cel de lângă noi, părerea mea că nu se va întâmpla nimic. Din păcate, după 90, mi s-au aruncat în față tot felul de ținte false și eu am fost unul dintre cei care m-am bucurat foarte mult când a apărut ProTV-ul, un alt post lipitor cu tot felul de show-uri și așa. A trebuit un pic, mi-am dat seama destul de repede că nu e decât sclipicioșenie găunoasă, dar foarte mult nu și-au dat seama. Și rămânem în continuare captivi în această nu știu, fascinație, în loc, v-am spus, în loc să discutăm de câte ori ne întâlnim despre asta. Dom'le, uite, chestia asta merge rău, cum să facem? Poate cineva, dumneavoastră aveți o idee mai bună decât mine. O spuneți și o punem în practică amândoi. Ne întâlnim cu încă cineva. Eu cred că doar așa putem să facem ceva, pentru că eu am trăit din plin, și îmi cer scuze că poate m-am lungit un pic să dau profesor în continuare, eu am trăit din plin și eu obsedat de deceniu, așa cum se spune. Deci eram adult, aveam 27 de ani când a căzut Ceaușescu, deci eram conștient de ceea ce se întâmplă și am văzut exact și perioada anilor 80 și cum a căzut Ceaușescu. Că Ceaușescu a căzut dintr-un motiv foarte simplu. Acum se spune că, domnule, propaganda rusă care vrea să ne scoată din UE, care să nu are forță atâta timp cât în România există foarte mulți centri de opinie și care sunt destul de divergenți. Atunci Ceaușescu a reușit să alinieze toată societatea cu un singur obiectiv, să-și dorească același lucru și să urască același lucru. Să-l urască pe el, să vrea să-l vadă doborât. Și acest lucru se realiza, cum vă spuneam, prin discuții de la om la om. Deci, la servici, în tren, oriunde te întâlneai, domne, nu se mai poate, domne, nu avem ce să mâncăm, domne, nu știu ce, domne, cât mai durează, cât mai ne... Părerea mea este că dacă s-ar crea o emulație, o discuție la nivelul de jos al societății, toți oamenii ar gândi în același sens, poate că pesimismul domnului profesor Ilie Șerbănescu ar fi făcut de rușine, ca să spun așa, și poate ar apărea măcar o atitudine, dacă nu o soluție. Pentru că, până la urmă, orice mare idee în istorie a pornit de la o atitudine. Mai întâi a fost atitudinea, după aceea atitudinea a însemnat și o acțiune și așa mai departe. Oricum, pesimismul duce spre optimism de multe ori. Când cineva e prea pesimist... Știți cum este? Pesimistul este un optimist informat. Da, pe asta vreau să spun. Puterea exemplului. Spunea
Nu vreau să fac... Acestea sunt cuvintele domnului Marcel Bouroș, arhitectul nostru din această seară, și pe care eu le repet de câte ori pot. Uneori nu zic că sunt de la dânsul, zic că sunt de la mine, știți, ca să mă dau... Produsele ar pleca de la fiecare de noi. Dacă eu mă duc acum, eu, Mărare Gheorghe, mă duc la Oșan și cu prostul lui chinezesc, de ce se nu cumpăr de la domnul de aici, de jos, da? Usturoi românesc. Sau carne de pui românesc. Nu fac acum reclamă, dar aici se văd produse românești. Mă duc la așa, ca prost. Ne întoarcem la ce vă spuneam, la atitudine. Exact, aceasta este o atitudine care se transformă în acțiune. Primul criteriu de vânzare a unui produs, da, care este? O știm cu toții din economia politică, este prețul. Prețul primează. Așa, atunci omul, cetățeanul de rând, se duce să cumpere acolo unde îi mai este. Până când agricultorul nostru nu o să producă la nivelul să fie competitiv, în așa fel încât să fie pe piață prețurile românești, prețurile produselor românești egale cu cele de afară, nu o să fim în nicio competiție. O să fie o competiție... Toată paradigma este în așa fel făcută încât producătorul român întotdeauna va scoate mai scump decât produsul importat. Pentru că este o legitate economică. N-are cum să fie para care vine din Peru să fie sub para românească. Da. Nu se poate așa ceva. Însă există un mecanism economic care permite acest lucru. Iar multinaționalele, marile lanțuri... Mecanismul se numește subretribuirea producătorilor. Da. Că sunt români sau peruani, același lucru. Asta o face colonialismul. Din asta trăiește. Și noi, ca țară, el dă salarii mici. Deci, practic, mic. Baza este salariul mic. Da. Vă-ți aminte cu usturoiul? Acum câțiva ani de zile au făcut propagandă ei că usturoiul românesc e și pe la urmă doreau ei să se vândă la farmacie. Usturoiul chinezesc a făcut 40 de lei, a scumpit usturoiul românesc și acum avem usturoi pe piață care ăla nu e usturoi la 20, la 10 lei. Da? Și usturoi românesc care e ăla bun, care te chinuie să-l despaci, adevărat usturoi, da? E mai scump. Românul nu cumpără, cum spune domnul Eleni, spune foarte bine. Pentru că e făcută propaganda și salarii și toate astea în așa fel ca omul să cumpere ieftin și prost. Dar dacă am gândit noi toți, plecăm de aici, să cumpărăm chiar de scump de calitate și să lăsăm pe ăla cu marfa sau arunce la gunoi aia proastă de slabă calitate, putem face noi toți așa ceva, cam greu. Nu suntem uniți. Da. Și invocăm tot felul. Asta-și vrea eu. Mai bine mor de foame și nu cumpăr produse proaste. Pum! Asta nu există, informația asta la nivel macro. Asta nu există, nu există. Da. La nivel macro, informația este cea pe care o vedeți în media asta, nu este media unde se spune cu totul altceva. Atunci când s-a pus problema și discuția asta nu este de azi, de ieri, e de foarte mult, ce-i de făcut, totdeauna soluția pe care eu am văzut-o a fost educația. Marea problemă la noi este că nu facem educație și nu facem educație nu la școală. La școală deja e târziu. Noi nu facem educație încă de acasă. Eu vă spun că avem popoare în jurul nostru, chiar vecini cu noi, chiar în interiorul granițelor noastre, care fac educație încă de acasă. Da. De când sunt mici. Deci, dacă noi n-o să înțelegem lucrul ăsta și n-o să schimbăm felul în care noi ne purtăm cu copiii noștri, degeaba la maturitate sau la adolescență le spunem ceea ce credem. Domnul Berina, dumneavoastră spuneți noi. Cine noi? Eu, dumneavoastră, doamna... Noi toți. Vreau să vă spun că ăia care mai decid... Eu noi colectiv. Mai decid în țara asta, sau... care sunt doar niște relee ale deciziilor din exterior, s-au gândit foarte bine. Ia, gândiți-vă, pe cine atacă, așa zis și neomarxist? Dumnezeu? Da. Nu? Normal. Familia? Da. Nu? Și națiunea? Patriotismul, da. Deci s-au gândit. Ei s-au gândit, i-au luat, ce spune domnul Berilă,
clar, pentru ei e asumat. E fumată. Fumată. Ei vizează, merg la țintă. Da, și au proprietatea în mână. Dar deocamdată nu este ilegal să te închin. Nu este. Deocamdată. Noi ne mișcăm în cadrul în care... Dar câți tineri se închină? Domnul profesor, i-am chemat acum la lansare de carte. Tineri. Și i-a întrebat domnărare, lăsați. Băi, sunt împânjurat de cărți, de sfinți, aici. Să vii să ai o carte în mână. Eu vreau să deschid o bibliotecă și cine o să mă ajute, că am mii de cărți, la nivel județean. Mi-au spus, dar n-ai internet, domnărare, intri acolo și vezi carte. Băi, una e cartea când o simt, o miroși în față și alta e povestea pe internet. Cartea a fost distrusă de internet. Știu. Ei trăiesc în metavers, așa se zice, în toată lumea. Și o să moară în metavers. Acolo își doresc să li se aducă cu drona cumpărăturile, da. Să comande de pe net, să nu se mai deplaseze, să nu mai învețe o meserie, să facă ceva cu să-și folosească. Să mănânce cărăbuși. Mâinile și mintea. Și mintea. Pentru că pentru o idee au ajuns să caute. Eu sunt la educatoare adică la grădiniță. Eu îmi încurajez copiii să fie originali, să fie, cum să zic, creativi. Și nu să fure idei de gândite și făcute, văzute. Nu o să facă nimic în acest sens, în măsura în care alături îi lanți. Da, și părinții lor contează, cum spunea domnul Șoată, da, contează și practic familie, biserică și biserica, și biserică, preotul. De cât, acum pe bune, avem aici și preoți. Preotul ar trebui să fie un învățător în biserică să le vorbească mult mai mult pe temele astea. Da. Pentru că sunt foarte mulți preoți care decât cântă, și pe aici acolo, ce frumos a cântat preotul. Atunci ce ai înțeles de acolo? Și am o grămadă de preoți care vorbesc cu ei. Îi explică-le, vorbește-le, ești profesorul lor, ești pastorul lor, spune-le acum. Ai o autoritate morală. O autoritate morală. Și avem preoți care, într-adevăr, fac ce trebuie. Sunt preoți care decât, poate, salariați, nu știu, e treaba lor. Da? Dar să-i explici, pentru că suntem în niște vremuri, trăim niște vremuri foarte grele. Și ori murim în suflet, că trupul și așa pleacă, vrem, nu vrem. Dar mor oameni în suflet cu preotul de față. Îi se opera... Sunt și oameni, nu, deci nu să nu știu. Când îi omăra pe oameni și preotul îi deschidea cartea acolo și îl condamna, îl tăia pe ăla condamnat, nu e de acord, da? Preotul trebuie să-l învețe pe om spre calea mântuire și să ne salveze de globalism, de America, de nu știu mai cine. Să ne salveze ei, că ei sunt... Nu trebuie să nominalizăm, contează să identificăm ideea. Nu, după mine... Eu am spus o idee. Da. Preotul trebuie să fie să ne salveze sufletul. Restul... Trebuie să atacăm la vârf, la cei care iau deciziile, da? Și care sunt influențați de la Bruxelles. Nici Iohannis, nici prim-ministru nu iau decât maestre, deciziile. Maestre, nu sunt influențați, ei sunt niște vedee. Sunt niște da. Uite, prea de aici și respect, da? A luptat în 2 ani de zile. Chiar a luptat și a făcut așa. Alții au zis că, lăsați domnul Mărare, vă vaccinați. Că așa a zis Bruxelles, a zis nu știu care. Omul ăsta de aici a luptat pentru credință. Nu spunea că trebuie lingurițe de plastic ca să ne luăm vorba aia. Da. 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 Să vă spun și eu două vorbe. Sunt senator în Parlamentul României, sunt asistentă medicală. Suntem cam de aceeași vârstă și eu aveam tot 27 de ani când am fost moașă la țară. După aceea am lucrat în maternitate, în reanimare, de 35 de ani de terapie intensivă. Nu aveam branule, nu aveam monitoare, simțeam pulsul așa, uitându-te la bolnav și vedeai ce este. Acum, când m-am dus în Parlament, apropo de Europa, la comisiile, la comisii vin comuri, care sunt niște indicații din partea Europei. Nu te pune, nu te obligă nimeni să pui... Da. Am văzut și eu în foarte multe cazuri chestia asta, că... Domnule, ne-a făcut Europa? Nu ne-a făcut. Îți a recomandat, iar noi le preluăm. Exact, a dat la recomandare. Le punem în practică, dar agresiv. Ce să vezi, s-a transformat în lege. Comurile acelea vin la ședință și trebuie votate.
Și am întrebat pe profesorul Strâng Cercer, că era în pandemie, era... Domnule profesor, păi cum noi votăm comunicările Europei? Deci Europa ne informează. Păi zice, da, doamnă, că astea de cele mai multe ori devin legi. Păi spuneți-ne, domnule, ca la proști. Uite, astea o să fie legi. Da. În legătură cu chestia asta, aș vrea să vă spun un singur lucru. De ce nu e așa cum ați zis dumneavoastră că ar trebui să fie? Adică, de ce nu mi-e spune, domne, faceți, domne, director? Da. Le e mult mai convenabil să se întâmple așa. De ce? Să nu facem cu mâna noastră. Să facem cu mâna noastră. Păi dacă... Deci, de-aia trebuie făcută în România, cel puțin, o distinție netă între putere și guvernare. Da. Guvernarea în România n-are putere. Puterea o deține banul și proprietatea. Asta e. Înțelegeți? De-aia eu, într-o paranteză, spun, nu sunt de acord cu etichetarea ăstora neomarxiștilor ca marxiști. Ei nu spun că decât așa că să luăm proprietatea și să le dăm, să nu mai aveți proprietate, să fiți fericiți. Dar el nu ia de la Soros proprietatea și nici de la Elon Musk și nici de la Gates. Le-o lasă. Înțelegeți? Ăia au putere pentru că au proprietate. Cei care sunt la guvernare sunt niște măscărici. Uitați-vă la niște alegeri în România. E o diferență de proprietate între ora 7 dimineața când începe alegerile și ora 9 seara când se termină? Nu. Proprietatea rămâne la aceeași. Deci tot ea au puterea. Se schimbă eventual guvernarea. Deci se schimbă doar ăia care răspund. Așa e simplu. De răspuns, nu răspunde. Nu răspunde el care are puterea, nici nu răspunde. De-aia nu spune, de-aia nu avem guvernator, ci avem președinte. Dacă am fi corect, ar trebui ca cu statutul de colonie să avem un guvernator. Îl spune America sau Germania, bună ziua. Nu. Așa e cel mai simplu. Ei, și bă, cine nu se conformă, îl bagă la pușcărie. Îl cataloghează, drept putinist, drept exact. Filorus și așa mai departe. Da. Să știți că acum, dacă când intervin, una peste alta, nu e mare diferență, pentru că atâta timp cât dreptul comunitar, dreptul european, este... De acord. Și orice hotărâre, orice decizie a Curții Europene de Justiție este izvor de drept care se aplică de fapt în România. Da, da. Corect. Da, vorbim... Da. Suntem colonie pe față în momentul ăsta. Că da. Eu vă spun în mod clar. Da, corect. Da. De acolo a plecat. De când s-a acceptat... Da. În momentul în care s-a cedat suveranitatea juridică total și la ora actuală legislația este... Corelată. Scrisă afară, nu știu de cine, și noi suntem obligați să respectăm. Din directive, regulamente și toate celelalte. Noi nu avem ce face. Atât timp cât, din punct de vedere... Dar oricum, și doamna are dreptate, pentru că cel puțin în câteva cazuri pe care eu le știu, s-a procedat așa. S-a dat doar o iluzie, credeți-mă, este doar o iluzie, pentru că acele indicații care vin așa cum vin, eu vă spun pentru că lucrez chiar în domeniul cu legea, lucrez cu, în domeniul achizițiilor publice. Deci la ora actuală, legislația achiziții publice, se face o dată la 10 ani din directive. Restul, fiecare țară obligată să aplice directivele respective. Dar în România suntem singura țară din Europa care în loc de funcție ex-ante de îndrumare, noi avem control ex-ante. Deci controlul ex-ante este mult mai dur și mult mai draconic decât afară, dar aparent și, într-adevăr, noi ne bucurăm că se face, dar este impus de afară prin
tot felul de programe care sunt plătite de BEI și de Banca Mondială, dar cu consultanții lor și se impun acele liste, acele verificări prin consultanți plătiți de ei, se impun prin legislație terțiară, secundară, chiar primară, direct României. Dar venind afară ideile, nu pleacă de la noi, adică senzația, cum să zic, iluzia care rămâne că nu, domne, este promovată de noi. Da, e foarte corect ce spuneți, asta este bază. E o iluzie. Da. Nu vedeți în Franța acum, nu răzbat? Deci s-a spus atâtea ani pensie, a ieșit toată lumea în stradă, un milion de oameni și nu răzbat. Nu, Macron nu se lasă. Da. Dar acolo nu este pentru pensie. Nu, se merge pe principiu, lasă-i că până la urmă se liniștească. Asta e problema. Populația, adică populația la ora actuală, Franța, care era o țară, etalon în privința mișcărului de stradă, de câțiva ani de zile s-a pregătit. Gândiți-vă că au fost vestele galbene în Franța de 10 ani, de 15 ani sunt lupte de stradă. S-au pregătit de bine că la ora actuală ei vor să arate că o țară ca Franța, care era cartiere întregi, erau arse peste noapte și distruse, la ora actuală ei ținută în frunte către forțele polițienești. Da. S-ar putea Franța să nu fie condusă de Franța, de Macron, să fie condusă de globalism, de guvernul mondial. O dovadă că educația este domeniul cheie și este, s-ar putea să fie una din cheile care ar putea să îmbunătățească lucrurile, să ne dea un orizont, sunt aceste legi ale educației care se impun acum să se voteze în Parlament. Deja știu că, da, exact. Lăsați că s-a și distrus. Acum se impune să se voteze așa, păi, cu toptanul, tocmai ca să nu se discute. Justiție, 500 de pagini trebuia să le studiez într-o zi, pentru că au venit cu amendamentele cu o zi înainte. Păi cine putea să studieze amendamentele într-o noapte? Când o singură virgulă poate să schimbe totul sau un cuvânt. Da, tocmai pe motivul ăsta. Este obligat la un moment dat că nu poate să studieze toate amendamentele, cum spune doamna Eleni, să se abțină. Sunt criticați să abțin, dar mai bine decât să voteze o prostie, mai bine, pentru că n-are cum să studieze 1000 de amendamente într-o zi, nu? N-ai cum. Și ce faci? Te abții, nu? Da. Mai bine votez împotrivă și chiar dacă... Dar mai bine împotrivă, abținerea, eu nu sunt de acord cu abținerea. Măcar nu te lași păcat în picioare. Da. Și rămâi cu conștiința împăcată că n-ai votat pentru legile alea care sunt un abuz. Bun. Aș vrea să dau o soluție. Da? Am o muncă de teren și intru în discuții cu foarte mulți oameni și ajungem la discuții politice. Și am întrebat pe foarte mulți, bineînțeles, nu tineri de până în 20 de ani, da? Oameni cu experiență. Dom'le, votez de 30 de ani în așa zisă democrație. Ești mulțumit de impactul votului dumitale? Răspunsul a fost uniform. Nu! Nu! Și atunci, de ce dracu te mai duci la vot, mă? De ce te mai duci, mă, la vot? Să le faci jocul lor? Deci, înainte, vă aduceți aminte cei care aveați vârstă matură în regimul comunist, așa, dacă nu te prezentai la vot, te trezeai cu ei la poartă sau la ușa apartamentului. Ce se întâmplă, domnule? Sunteți bolnavi? 2-3 și cu urna. Și votai acasă. Da? E, la ora actuală, când nu mai trage pe nimeni de mânecă să vină la vot, un procent de 50%, în jurul 50%, vorbesc în primul rând de parlamentare și prezidențiale, este foarte acoperitor. Foarte, nu se poate mai mult, domne, nu. Așa. Bun. Dar dacă acest procent ar scădea de la 20%, De la 50%, în jurul 50%, la 20%. S-ar valida. Șmecherii, lăsați, asta mi-au spus unii, da, stați puțin. Conform legilor actuale, legii electorale, nu contează procentul celor care se prezintă din liste. Dar s-ar găsi niște jurnaliști cu un pic de patriotism, opa, stai bă puțin.
Păi cum adică? A votat numai 20% și ăia 80% ce sunt? Cretini, tâmpiți? Nu, domne, s-au săturat de atâta democrație. Dacă da? Vă uitați pe, dacă vă uitați deci, pe știri deci, pe... șmecherii care trag concluziile de sus, asta ar trage concluzia asta. Și vă spun cu mare siguranță că ceva ar opa, prostimea nu mai vine la vot. Ar trebui să se schimbe neapărat ceva. Consistent. Consistent. Da? Nu, nu, păi vă duceți la vot, ce se vota, domne? Liste, domne, liste. La toate partidele votați liste. Da? Acum, dumneavoastră, faceți jocul celor de la conducere, când spuneți că nu mă duc la vot. Așa. De ce? De ce sunt votați același și același alianță? PSD, PNL. Câteodată alternanța la... Că așa s-a întâmplat. Alternanța la conducere. Dom'le, dacă, când au fost PNL, când au fost PNL. N-ați reținut esențialul. Dacă aparatul de stat, vă spun eu, este foarte stufos și foarte obez. În administrația centrală, administrația locală, sunt foarte mulți angajați. Statul este cel mai mare angajator din România. Domne, și ăștia tot timpul o să voteze... Cea mai mare instituție bugetară din marile orașe este primăria. Păi da, și ăștia o să voteze bugetară. Tot timpul. Da? O să voteze cea mai mare instituție bugetară din toate oamenii. Orașele mari. Și ăștia o să îndemne tot timpul. Nu mergeți, eu sunt scârbit de politică. Dumneavoastră n-ați înțeles esențial. Procentul de participare la vot ar trebui să scadă de la 50% la... maxim 20%. Îmi cer scuze, Naș, ca să nu monopolizăm discuția pe un singur subiect, hai să-l discutăm după aceea, dacă este, da. Și să... Deci, v-am spus, eu văd ca soluție educația. Da. Are o singură hibă, că durează foarte mult. Aș putea să preiau de aici? Mai doriți să mai... Poftiți? Eu mă bucur că, din potrivă, că... Că e vie... E vie. Da, da, da. Adică trăim, nu... Da, bineînțeles. Și dacă asta s-a datorat faptului că am invitat eu spre așa ceva și s-a înfăptuit, eu e sunt mulțumit. Educația, cum a spus, într-adevăr, este o soluție. Altă soluție ar fi dezvoltarea micilor afaceri. Românul, atunci când este independent din punct de vedere financiar, gândește altfel. Problema este lider. Este foarte bună această soluție, unde însă este o singură problemă. Unde a dispărut Călin Georgescu? S-a mutat la este țară. La partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor. Este președintele partidului, am văzut la realitatea. S-a luat o proprietate la țară, s-a mutat cu familia acolo și de acolo. Această soluție are o singură hibă, în opinia mea. Piața sau viața economică a României în acest moment este cu totul condusă și parazitată de interese externe din România, care au reușit să capaciteze și mediul politic. Și prin mediul politic și autoritățile, instituțiile de forță. Ceea ce vedem încă de pe vremea prezidențiatului lui Băsescu. Când ne aducem aminte cu codusa Chiove și cu care zornăia cătușele și așa. Cum se ridică un om de afaceri român, ridică capul și devine puternic pe picioarele lui și devine un pol de putere economică, cum îi se ia capul? Asta este invariabil. Acum, problema este în felul următor, că multă lume spune, domne, stați că era corupt, că a furat, că a înșelat, că a făcut, că umbla cu... Foarte adevărat. În istorie, toate averile au fost făcute cel puțin forțând legea. Nu vorbesc de averi făcute cu cagula și dând în cap la oameni, dar cel puțin forțând legea.
Krupp, marele industriaș german, care la un moment dat aproape că avea toată Europa în, în posesie, avea mine prin colonii, Essenul, orașul pe care el l-a înființat și toți angajații lui erau practic un fel de, de angajați personali, deci erau un fel de slujitori la curtea lui. Deci, marele Krupp și-a făcut averea prin contracte cu statul. El a inventat un procedeu de forjare care nu exista până la, la oțelului, care nu exista până la el, a inventat primul tun de cu încărcare pe la culată, a făcut contract cu regele Prusiei, care a fost foarte încântat de acest lucru și a făcut primele contracte, a luat o grămadă de bani, s-a mărit, după care a făcut contract cu statul american, căruia i-a vândut șine de cale ferată. Tot sistemul de cale ferată american a fost făcut cu șine de la Krupp. Ei, ăla a fost un corupt după standardele de astăzi. Și la fel mari industriași americani și la fel mari industriași, eu știu, de aiurea. Deci problema nu este că un om de afaceri este corupt. Pentru că, practic, știți cum e butada aia, nu m-a întrebat cum am făcut primul milion. Până am făcut primul milion și am devenit un pic puternic. După aceea am permis să fiu și corect și cinstit. Și dacă ne uităm, fac așa o mică paranteză, dacă ne uităm, acest lucru îl vedem chiar și la interlopii noștri. Foarte mulți din interlopii noștri și-au început să-și facă afaceri legale. Eu cunosc câțiva tineri, ăștia mărunți, de la mine din cartier, care făceau tot felul de combinații, dădeau un cap, eu știu ce făceau, vindeau tot felul de prafuri și după aia și-au făcut o pizzerie, și-au făcut o firmă de taxiuri. Bă, Sorina, am îmbătrânit, mă luau maniarde, mă alergă poliția, mă dau și pagă, nu știu ce. Deci e o evoluție firească. Ei bine, pentru, în Occident s-a putut chestia asta și probabil că undeva la un nivel de decizie s-a înțeles. Și lase, domne, lase să crească, că e bine să fie niște oameni puternici care să ducă economia în sus și care după aia să lucreze cu noi, cu statul și să toată lumea să fie fericită. Ei, în România nu se poate acest lucru. Deci, întreprinzătorul român, cum a scos un pic capul, cum i se ia gâtul. Asta vă pot spune investitorii în agricultură, asta vă pot spune investitorii din industrie. Mai e o cauză principală, este inflația de partide. Doamne. Deci acest lucru, mă scuzați să-mi termin ideea, deci aceasta este o idee într-adevăr foarte bună, pentru că o economie sănătoasă cu niște oameni de investitori prosperi și economiști prosperi, într-adevăr ar ridica nivelul întregii națiuni, ar crea o clasă de mijloc. Că știm mecanismul. Creează o clasă de mijloc puternică, clasă de mijloc reprezintă niște consumatori care au niște nevoi și care încurajează producția și comerțul și așa mai departe. Ei, nu se permite acest lucru. Toate micile magazine de cartier sunt omorâte de lanțuri, în marile lanțuri de... Eu mă mir că Marcel reușește să trăiască încă aici. Aduc aminte când pentru era că criza. Ca el au fost foarte mulți care s-au dus în cap. S-a deschis Oșanul sau Carrefour-ul sau Kaufland-ul sau cine. Doamne. Aduc aminte că da, a început criza în 2012, noi ne omora că salariul tăiat tot și construiau mall-uri. Și mă întrebam, zona Obor, și întrebam pe cineva, unde au ăștia bani? Că eu dacă vreau să deschid un coteț în curte, nu puteam, nu aveam de unde. Și eu, vedeți că acolo este o să vedem bani. De unde au venit aia? De afară. De unde? Exact ce spune dumneavoastră. Am vorbit cu o prietenă care lucrează la ANAF și zicea, bă, zice, ăștia cu multinaționale, zice, sunt niște bandițe, niciunul nu plătește nimic, puteți niște firfirini, aruncă, ne scot tot cu nu știu ce. Zice, singurii care plătesc corect, știi cine sunt? Cine? Românii. Auziți, erați demonstrant. Corect, dar ei avem credința și conștiința că dacă facem rău sau suntem incorecți, Dumnezeu da, ne va da, ajuta. Și mecanismul este, mecanismul este cunoscut, este știut, cum importă, nu importă direct din Franța marfa, o trec într-un offshore, nu știu ce, cu alt preț și sunt impozitați la profit. Nu. Ei nu sunt impozitați la profit.
Ei sunt impozitați la profitul declarat. Bun. Bine, nu-i bun. Asta este diferența bun. De 1 la 10. Gata, asta e ideea de bază. Dar soluția știți care este. Să se fie impozitat la cifra de afaceri. Ai dintre mai mult și tu ai 2 lei, e profit. De bune. Am omorât un dictator patriot și cu ce am înlocuit? Cu un pluralism politic exagerat. Pluralismul politic, pentru că și-a plătit datoriile. Pluralismul politic ar trebui să aibă două partide. Unul care cu patronatul și unul cu lucrătorii, cu muncitorii. Da? Atât ar trebui. Asta înseamnă pluralism politic. Să vreți să învățați pe ăștia care ne exploatează de 100 de ani cum să... Pluralismul ăsta exagerat ne face rău. Rău. Da? Iluzia democrației, iluzia puterii, da. Votul când te duci și votezi acolo, băi, arăt eu știu. Nu mai vorbim la noi că avem cea mai mare reprezentare a naționalităților conlocuitoare. Da. Și care a venit după Ceaușescu? A venit pe Marte? Sau sunt de lângă Ceaușescu și sunt români? N-au venit nici rușii, nici americani, că controlează de sus, da? Dar tot ai noștri din jur, din stânga-dreapta lui Ceaușescu și la alții. Auziți, trăiesc acum. Atunci când se deschide discuția pe tema asta, eu am un singur exemplu. Am mai multe, dar pe unul singur îl prezint. Tot aud și iarăși m-aș întoarce la, dar uite că tot nu reușesc să mă întorc la cartea mea. Se tot spune, dom'le, asta auzim peste tot. Cum începe discuția pe tema asta? Dom'le, românii, dom'le, sunt niște trădători, dom'le. Noi am fost trădători de când ne știm, dom'le, nu este adevărat. Deci, poate dacă spune că românii sunt oameni și oamenii, firea umană în general, este înclinată către trădare, da, românii sunt trădători, dar nu sunt trădători că sunt ei deosebiți de alții, ci sunt trădători ca și firea umană. În 1812, mă scuzați, când Napoleon se retrăgea din Rusia, un mareșal l-a trădat, s-a pus în slujba aliaților austriecii, care erau aliați cu rușii și așa mai departe. Bun, asta e istoria. Mareșalul ăla era Murat. Murat, care era de extracție joasă, era un fiu de cârciumar, pe care Napoleon îl făcuse ceea ce era. Îi dăduse onoruri, avere. I-o dăduse și pe sorsa de nevastă. I-a dat și un regat. Ăla l-a trădat. Deci, mai josnic gest să muși mâna care te-a hrănit decât ăsta, eu nu văd. Zice cineva ceva de Murat? Nu. Dar noi, când vorbim de român, v-am zis, prima chestie pe limba asta este. Și m-aș întoarce la cartea mea și aș vrea să vă spun două vorbe despre cum am, sau ce m-a îndemnat să scriu. Să știți că nici măcar nu, în vise nu mi-a trecut vreodată că o să ajung să o văd tipărită și mai ales atât de voluminoasă. Tot auzeam în discuții, când se vorbea, dom'le, comunismul, românii, dom'le, au adus comunismul, se mai arunca și, nu mie, generații părinților mei, băi, voi, ce ați făcut? N-ați făcut nimic, niște mămăligi, au venit ăia, au făcut, i-au luat în brațe, i-ați pupat, i-ați... Nu este adevărat. Deci, și aici m-aș întoarce la ceea ce spunea domnul profesor mai devreme, că atunci când a venit comunismul, practic, efectul ei, ideologiei în societate a fost unul pozitiv. S-ar putea să fost pozitiv la un anumit moment dat, într-o anumită etapă a evoluției, dar comunismul a venit peste o societate așezată. Cu bune și cu rele, cu racile, cu o înapoiere endemică, știm, 80% din populație trăia la țară, în condiții grele și așa mai departe, dar era o societate așezată. Ei bine, comunismul, ideologia asta, că și când spunem comunism, e un eufemism, nu relevă exact esența ideologiei. Bref, comunismul a fost adus de niște oameni,
în marea lor majoritate cișneri nu erau români. Deci în imensa lor majoritate, românii erau o mână. Și acest lucru este spus de însuși Tismaneanu. Restul erau din poporul ales. Da, dar nu numai. Deci pe mine nu mă interesează că erau bulgari, tailandezi, patagonezi sau eu știu de ce alte. Pe mine mă interesează că nu erau români. De la premiza asta am plecat și asta am vrut să repetez. Dacă comuniștii nu erau români, nu erau români comuniști. Atunci au căpătat alții țații la teamă. Bun. Fac o paranteză acum. Vă rog. Și democrația asta care e cea mai bună formă de guvernământ, spun unii că democrația, nici asta nu e bună. Nu e adusă de români, ci e adusă de alții sub altă formă. Democrația, cel puțin democrația post-decembristă, a fost îmbrățișată de români, da, pentru că a fost vândută foarte bine. Da. Unul la mână. Doi la mână, într-un fel, nu s-a respectat contractul. Nu. Pentru că ceva ni s-a propus și cu totul altceva s-a întâmplat. Deci, iarăși nu poate să fie aruncat o anatemă asupra românilor că au ales nu greșit. Nu mi s-a propus nimic, domnule, că doar cine a pierdut timpul ne propune două. Ce vorbea mai devreme? S-a sugerat. Da, deci, nu s-a sugerat nimic. S-a decis. Am zis că o țară ca afară. Și asta... Dar care țară nu s-a întrebat? Depinde și modelul pe care l-am primit. De unde am luat modelul de țară, da, știi? Și asta cu țară ca afară. Vă amintesc din punctul ăsta de vedere, sau în ce privește această problemă, că 10 ani România a cam avut posibilitate să decidă. Așa este, just. Totul s-a încheiat în 1999. Da. Cel mai prost an economic post în care, nu, 99, când Uniunea Europeană a anunțat că invită România, repet, după cel mai prost an economic, să înceapă negocierile de aderare. Ce s-a întâmplat de fapt în 99? În 99, în contextul căderii Rusiei, Statele Unite au lăsat Uniunii Europene Europa de Est. Asta s-a întâmplat. Considerând că pentru ei important este Pacific. În anii din urmă și-au mai reconsiderat această poziție, deși această poziție va reveni în mod inevitabil în contextul ridicării tot inevitabil a Chinei. Și Statele Unite vor fi obligate de viață să considere Pacificul centru de interes. Și vor abandona Europa, că nu interesează Statele Unite Europa. Asta e unul din motivele războiului actual. Asta este simplu, asta e clar. Războiul actual are un câștigător, el se numește China. Cel puțin prin faptul că poziția Statelor Unite de a pedepsi între ghilimele Rusia nemai luându-i resursele, împinge toate resursele către China la un preț ridicol de scăzut și China, fără să facă nimic, dar e marele câștigător. Se joacă o carte acum și foarte mulți din poporul român, un botul, e o vorbă românească, da? Se joacă o carte între așa și așa. Și China câștigă cel mai mult. Da, și e scris undeva că China va câștiga. E scris în cărțile astea. Nu știu dacă e scris, asta e o poveste. Eu știu că e scris. Da. Nu, asta cu scrisă în Biblie, nu, e o poveste. Nu Biblie, nu, în cărți. E o poveste, dar China e o națiune care există de 5.000 de ani și care
lucrează pe termen lung. Ea nu își face socotel pe termen lung. În pandemie au câștigat, a venit virusul, nu a venit, ei știu. A venit măști, a venit căști, au venit toate alea, ei au câștigat bani și noi am pierdut din economie, am închis magazine, restaurante, tot. În acest moment, China este marele câștigător, da, iar Europa este pierzător major. Europa ar fi pierdut și fără războiul de... Europa oricum sângera după pandemie, deci pandemia a pus-o în genunchi, iar războiul ăsta o să o pună pe burtă. Da. Și pe noi? Poftim? Și pe noi? Păi suntem parte din Europa, zic eu. Și în cazul acesta, cei care gândim că ne vine rău de la Uniunea Europeană, că nu din Europa, că în Europa suntem noi, români, da. E bine să ne dorim să ne rupem? Să ieșim? Dacă în 99 a început... Părerea mea e că ca orice divorț este foarte dureros. Problema este că după acel divorț ne putem reveni? Asta e ideea. Nu știu, nu sunt economist și vă rog să mă credeți că am părerea mea, dar nu mi-o pot exprima pentru că s-ar putea să spun prost. O să ne spună că nu plătim cu toată România ce ne-au dat ei până acum. Deci, dar poate nu plătim, poate cu contract. Nu, dar nu-i vorba de plătit. Nu, nu-i vorba de plătit. Poftiți, doamnă. Pune. Domnul Berilă, care este situația conflictului la granițele noastre și dacă poate degenera? Da. Moneda digitală va fi introdusă în mod sigur și asta va însemna sfârșitul. Bravo. Fără niciun fel de dubiu. Noi trebuie să luptăm pentru bani cash și bani cash să rămână până la sfârșit cine o să facă. Ați văzut mișcarea din Elveția, apropo de Elveția. Au cerut ca posibilitatea de a dispune de cash să fie prevăzută în Constituție. Bravo! Da. Ce se întâmplă după sfârșit? Și dacă ne scoate cash, e trocul. Se poate scoate bani. Și ce să faci? Dacă ai bani, nu te mai primești. Auziți, ce se întâmplă după? Păi, cei care rămân. Nu știu care vor fi. S-ar putea să fie China. Este irreversibil procesul? După părerea mea, în înfumurarea care există în momentul de față, nu cred că va fi cineva în stare să pună stabilă. Pentru că moneda digitală, indiferent cât o protejăm sau oricât o am reglementat-o, este o speculație. Și speculația duce la denar. Da. După cum se vede. Da. În momentul de față, inflația și tot ce se întâmplă, absurd, este plata care trebuie făcută pentru emiterea de bani fără acoperire în timpul pandemiei. Să ne rugăm la bunul Dumnezeu să pună stabil aceste informatizări excesive și poate odată cu ea pică și această... Vreau să văd și eu cine se va pune. Trebuie să ne punem singuri. Foarte mulți dintre noi au luptat în pandemia asta și au primit milioane de sute de amenzi. Uite, eu respect pe domnul de aici, când ne primea fără mască, fără cască, să mâncăm aici produse naționale, naturale. Pe bune, câte restaurante au făcut treaba asta? Foarte puține. Dar unii făceau pe dendos și primeau acordul guvernului și nu mai știu, PNL-ul de aici din Constanța, primeau oameni pe ascuns și pe noi ne vânau pe stradă, să nu mâncăm cumva undeva unde nu știu cum. Aș vrea să-i răspund domnișoarei,
evoluția conflictului? Da. În acest moment este foarte greu de prevăzut care va fi desfășurarea și finalul acestui conflict. În orice caz, merge oarecum contraintuitiv, în sensul că acum 2-3 ani, dacă discutam despre subiectul ăsta, spuneam, stăm un pic, fiind rușii, tăvălug rusesc și o să repede și nici nu o să mai știu unde se oprească, că trec peste. N-a fost așa, iar aceste mișcări de trupe, înainte, înapoi, retrageri, ocupari, se vede că continuă. Este clar că rușilor îi se opune o forță colosală, pentru că întreg Occidentul furnizează arme, materiale și specialiști ucrainei. La fel de adevărat este că sensul mișcării este totuși spre vest, deci, cum să spun eu, trendul acesta este, însă lentoarea cu care se mișcă evenimentele este deconcertantă, cel puțin pentru mine. Este foarte greu de spus, ar putea să fie două eventualități. Un conflict înghețat, adică un status quo să rămâne pe teritoriile cucerite, ocupate, nu se recunoaște această ocupație, însă ea există de facto. Știm bine Cipru de Nord, care e ocupat nici nu mai știu de când și nu e recunoscut de nimeni, și Transnistria și așa mai departe. Deci este o posibilitate aceasta, rușilor convenindu-le foarte bine acest lucru, nedisplăcându-le nici aliaților americani ai Ucrainei, care ar putea foarte bine să-și exploateze în continuare terenurile agricole, marile terenuri agricole pe care le au, milioanele de hectare pe care le dețin în Ucraina, nici chinezilor, care și ei la fel au, cred că în jur de 15% din suprafața agricolă a Ucrainei. Deci aceasta ar fi o posibilitate. O a doua posibilitate ar fi ca rușii să preseze în continuare și să ocupe cele două republici, Donetsk și Lugansk. Crimea este ocupată, iar în acel moment să, prin presiunea asupra Ucrainei, făcute de China, Statele Unite, să se semneze un acord de pace care să recunoască aceste ocuparea acestor teritorii. Mie mi se pare mai puțin probabilă, pentru că asta ar însemna clar o înfrângere a Occidentului și acest lucru nu cred că îl vor accepta. O asemenea eventualitate nu lasă loc de echivoc nimănui, adică este clar un eșec. Pentru America în primul rând. Și nu cred că și pot. O altă, așa, un 2B ar fi ca rușii să nu se mulțumească cu asta și să preseze în continuare până la ocuparea Odesei, unindu-se cu Transnistria. Am vorbit cu un comandant de alarmate române, care îmi spunea, deci, ofițer activ, care spunea, domnule, rușii atâta pot. Cred și eu că totuși ei au o anumită limită în, cred că mai mult în disponibilitatea de a se implica. Pentru că să ne gândim că ei au problema aceasta a teritoriului lor imens. Ei nu își pot permite probleme pe care a avut-o și Stalin în timpul războiului și pe care a rezolvat-o prin informația dată de Sorghe de la Tokyo, care i-a spus că în mod sigur japonezii nu vor ataca, așa că a putut să-și retragă diviziile din Extremul Orient să le aducă în față. Dar rușii nu au această posibilitate acum. Deci ei nu-și pot pune toate cărțile în Ucraina, lăsând restul teritoriului descoperit. Să nu uităm că americanii încă au baze în Pakistan, China este acolo, e un uriaș care doarme, dar care nu știm exact cum va reacționa. Deci
ei sunt puși în fața unor, și iar Rusia față de China, totuși, cu toată forța ei, este totuși un pitic. China este un colos. China, marea problema Chinei este că nu are experiența de acțiunilor de luptă. Dar ea, ca potențial uman și economic industrial, este mult peste ceea ce poate Rusia. Deci, rușii nu-și pot permite să pună toate ouăle într-un singur coș, să preseze cu toată forța lor în Ucraina. Asta este părerea mea. Deci, sunt aceste două posibilități. Ori un conflict înghețat, ori să se continue până se ocupă cele două republici. Eu cred că nu se vor lăsa învinși rușii. Poftim? Nu se vor lăsa învinși rușii. Rușii nu au cum să se lase învinși. Deci Rusia nu, cum să spun, nu e vorba că nu vor sau că... Deci pentru ei o înfrângere ar însemna dispariția. Ori ei nici mental și nici de facto nu pot să se lase... Vă aduceți aminte de 62, da? Da. Cu rachetele nucleare rusești în Cuba, da? Când a fost iarăși pericol de război nuclear, da? Și acum ne paște un pericol de război nuclear. Cred că e mai prezent decât oricând în ultima jumătate de secol. Eu am o altă părere, care cred că vă va conveni mai puțin decât părerile domnului Berii, da? Conflictul din Ucraina nu poate fi un conflict înghețat. El nu poate fi tratat ca precum conflictul din Nagorno-Karabakh sau din Transnistria. Iar din acest conflict, în actualul cerc de înfruntare, care cuprinde Ucraina, niciuna din părți n-are ieșire. Americanii n-au ieșire, ei nu pot să spună lui Zelenski, domne, pace contra teritorii. Zelenski n-are ieșire, Putin n-are ieșire. Și atunci, singura părerea mea este că doar o ieșire care se simte nevoia nu va putea fi decât prin extinderea cercului actual de confruntare. Și acest cerc se va extinde acolo unde există vulnerabilitate. Vulnerabilitățile cele mai mari sunt în Moldova și România. Împingerea României către o încercare de unire cu Moldova este cel mai mare pericol. Pentru că noi avem, ca politică, ar trebui să avem, să apărăm ce avem. După părerea mea, o spun deschis, am spus-o și în spațiu public, o încercare de unire cu Moldova înseamnă pierderea Ardealului. Prin moment acum. Unii o consideră chiar o oportunitate acum, unii dintre politicieni. Da. Eu vă spun care este părerea mea. Spuneți o lovitură decisivă dată cu o armă de calibru, dată de ruși la un moment dat, undeva anume să... Asta va face obiectul unei înțelegeri. Asta vă întreb. Spuneți asta? Unei înțelegeri în care, ca să nu pierdă Rusia, ca să nu pierdă Ucraina, pierde România. Simplu. Să dea Dumnezeu să nu fie așa. Doamne ajută. Doamne ajută, că numai Dumnezeu ne poate ajuta. Foarte mult pun întrebarea de ce, când a început războiul, a doua zi, s-a oprit și cu așa spusă pandemie sau pandemie.
A doua zi s-a terminat, nu, s-a cam terminat, vorbesc de la noi în țară. S-a oprit, a dat, gata, nu mai aveți dreptul. Păpușarii aveau altă chestie de... De aici o legătură? Că totul a fost o scenară. Păi de asta, eu știu, dar eu trebuie să mai pregătim. Legătura este că oamenii se conduc prin frică. Bravo, era nevoie de frica aia, a apărut o frică mai mare și alta, că să plictisise lumea de ea, gata. Asta este răspunsul, eu v-am pus că astea să mi-a pregătit ca mine ca să... Deci... Da, bravo, mulțumim. Oamenii pot fi conduși în mai multe feluri, dar în, doar în câteva, doar în câteva, în doar cu câteva în mod eficient. Unul dintre ele prin este prin interes, altul este prin frică. Altul e prin dragoste. Dacă ca să conduci oamenii prin dragoste, așa cum i-a condus Mântuitorul, trebuie să ai calități de lider. Dar numai Mântuitorul și nu cei care l-au urmat. Da, deci trebuie să ai calități. Mântuitorul, da, dar nu cei care l-au urmat. Trebuie să ai calități de lider. Nici papalitatea, nici... Papalitatea... Știți că a fost un test foarte mare acum în cei 2 ani. Un test pentru credință. Și pentru oameni, foarte puternic a fost. S-a văzut clar care e lider, care are curaj, care nu are frică și s-a văzut și în rândul, nu mai spun că nu mai pomenesc, de preot, de pastor, de atât. S-a văzut clar, s-a cerut într-un fel regina din grâu. Și o să mai avem de furcă. Mi-am adus aminte de un lucru pe care vreau să vi-l spun. Mai devreme s-a discutat un pic pe marginea, doamne, ce e de făcut? Soluții. Una dintre soluții este ca fiecare în jurul nostru să fim un exemplu. Puterea exemplu. Deci dacă noi vom fi fiecare un exemplu, adică să ne vadă cei din jurul nostru, familie, prieteni, vecini, cei cu care interacționăm, ca pe un exemplu, dar asta o știm noi înainte lor. Noi știm foarte bine și când face bine și când face rău. Dacă vom face ceea ce trebuie să facem și știm că ce facem e bine și suntem exemplu pentru ceilalți, cred că în felul ăsta măcar așa, la firul ierbii, în mod insidios, se va crea o emulație pozitivă. Avem exemple pe aici și dacă luăm exemple numai pe Brâncoveanu, luăm exemplu pe Mihai Viteazu, pe ceva ce mare, păi avem de unde lua exemple noi, da? Și noi, că... Îl avem pe domnul, nu mai trăim vremurile de pe... Timpul lor. Nu este dar vedeți asta că mi se pare nou. Dacă punem o comparație... Oamenii sunt la fel, oamenii sunt la fel. Asta vreau să spun. Crezi că Mihai Viteazu era mai mult oamenii decât... Oamenii sunt la fel și încercările sunt aceleași. Mihai Viteazu poate să fie oricare dintre noi, dacă vrem. Un Ștefan cel Mare. Dar energiale cât de actuale. Adică perfidia a crescut la cote imense. Cine ne oprește să fim un Mihai Eminescu, un Ștefan cel Mare? Cine ne oprește? Uite, iarăși discutam cu domnul, imediat, numai un pic, două vorbe vreau să spun. Discutam cu domnul profesor pe drum astăzi despre bătălia adusă împotriva lui Mircea Vulcănescu. Da. Să știți că ținta nu e Vulcănescu. Da. Ținta este Eminescu. Deci nu. Vulcănescu e doar o etapă. Deci așa cum ținta când s-a dezincriminat articolul 200 care incrimina homosexualitatea, nu era să dezincriminăm, să nu-i mai băgăm la închisoare. Nu. Ținta este ceea ce vedem acum. Vrem familie, vrem să fim copii, vrem să fim ce vrem să fim noi. Ținta este Eminescu, pentru că de el le este cel mai frică. De ce oare? Pentru că simbolizează neamul românesc. Pentru că e un reper. Eminescu este un reprezentant de seamă. Un sistem alternativ la CBTC, la numără digitală, adică trebuie să spadeți în o alternativă la CBTC. Nu există alternativă decât cash. Da. Dar dacă asupra astuia se vor face presiunile previzibile, atunci va sări totul în aer, la un moment dat. Nu trebuie să mai existăm, nu?
Eu spuneam să aruncăm toate cardurile și cât au curaj. Eu n-am cam. Eu, personal, m-am luptat cu sistemul și de-abia, de-abia am putut să obțin la caserie bani în cash și la bancul tot la fel. Alternativa e să nu mai votăm liste de partid. Ați spus că procesul este irreversibil și la aceasta mă refeream. La modul în care se petrec lucrurile. Da. Și atunci când va fi irreversibil, care este alternativa? Va fi sfârșitul cu acea petrecere. Va fi sfârșitul, asta este părerea mea. O minune și după sfârșitul. Înfumurarea și, cum să spun, această determinare de a îi supraveghea, monitoriza și supune pe alții, nu va avea sfârșit. Nu va avea. Decât sfârșitul lumii, după părerea mea. Ați înțeles? Ăștia care ghidonează această poveste, care sunt aceiași cu neomarxiștii, antifamiliști, antinaționali și cum să spun, antireligie, sunt tot aceiași care ghidonează și această comunitate. Uite, ce a fost legea în Senat cu să nu mai avem bani cash? Săptămâna trecută. Cât mai e? Uftim. Și ați mutat împotrivă ce ați toată întrebat? Păi am eu mie îmi plac bănești. Împotrivă, bravo vouă, da. Ce-i votat Petru? Da, să plece acasă. Iau o justificare că că atunci când toate tranzacțiile sunt online, tot ce trece este fiscalizat. Atunci când se fac tranzacții cu numerar, nu mai este posibilitatea. Trotski a spus că scopul scuză mijloacele. Da. Cu condiția să există o justificare pentru scop. Deci ei au învățat foarte bine chestia asta, pentru că ceea ce trăim, ce vedem acum în Europa Occidentală, în Occident, este de fapt un neomaoism combinat cu trotskism. Deci nu e un neomarxism, domnul profesor are dreptate, este un neomaoism combinat cu trotskism. Revoluția culturală o vedem acum, că și Mao tot împotriva asta celor trei vechi. Ideile vechi, concepțiile vechi, tradițiile vechi și așa mai departe. Deci, ceea ce vedem acum este, v-am spus, este un neomaoism. Poate mă ajutați dumneavoastră, profesor. Nu, eu... Eu spun că, adică m-am ridicat împotriva termenului neomarxist, pentru că, dacă e să fim drepți, îl iubim, nu-l iubim pe Marx, poate nu-l iubim, nu-l interesează, dar Marx punea în centru, sigur, el a atacat și familia, și națiunea, și religia. Dar în frunte a fost proprietatea. Băieții ăștia nu se leagă de proprietate decât vag așa. Dom'le, Marx a fost un proprietar, proletar din toate țările uniți-vă. Deci toți cei care nu aveau proprietate. Băieții ăștia lasă proprietatea lui Alde Soros și care ori mai fi. Înțelegeți? Asta e diferența. Deci, dar proprietatea dă putere. Deci puterea, ei nu atacă puterea. Ei numai ce-i deranjează pe ei. Care e națiunea, familia și religia și ce au ei, ce-i deranjează la proprietate, este proprietatea nenorociților. Măruntă. Sigur. Dacă familia, în primul rând, unde e, da, ignorat-o... Asta este chestiunea. De-aia zic că nu e neomarxism. Este, poate, neomaoism. Anarhocurist. Au venit.
împrumutați-vă. Vai, în Occident toată lumea se împrumută. Dar să se împrumute, frate, noi nu avem tradiția de a ne împrumuta. Așa, prostii. Doamnă, ce deranjează la noi în România este faptul că 94% dintre locatari sunt și proprietari. Exact, aia e problema. La ei, în toate țările occidentale, 30-40% sunt proprietari. Asta îi deranjează. Și mijlocul de a ajunge la aceeași situație și ca să fie încasat totul de niște de-astea, fonduri de investiții imobiliare, care sunt pregătite, este scumpirea ratelor, scumpirea utilităților, asta este ce mai e clar. Trebuie să fie foarte clar. Da. Nu fac apologia trecutului, dar trebuie să fie foarte clar. Faptul că acum 25 de ani Iniescu a vândut la oameni fondul locativ făcut de Ceaușescu, l-a vândut pe Daibonș, a permis românilor să trăiască mai bine decât le permiteau salariile care sunt cele mai mici din Uniunea Europeană. Asta este adevărul. Că nu l-a costat imobiliarul. Păi el nu l-a costat. Chiria, nu plătea chirie. El fie nu plătea chirie, fie plătea niște impozite care și acum sunt rizibil de mici. Rizibil de mici. Dar ei nu se vor împăca, ei, stăpânii noștri externi, nu se vor împăca cu această situație. Deloc. O să aibă probleme cu românii, pentru că nici nu se împăcă. Poate, să dea Dumnezeu să aibă probleme. Dar vor insista neabătut pe această chestiune. Cu inflație, cu... Doamne, ce facem noi acum? Deci te-am lăudat când a fost dat jos comunismul, că construim clasa mijlocie. E adevărat? Da, da, da. Bun. Ce facem acum? O distrugem. O distrugem. Da. Că să fie foarte clar, tot ce fac băncile, tot dezastrul ăsta pe care l-au făcut băncile străine în România, nu este împotriva săracului. Că săracul nu are nicio legătură cu o bancă. El, domne, sunt 10-12 milioane de adunți care n-au nicio legătură cu banca. Ei nu știu ce e aia bancă. Sunt doar obligați de domnul Isărescu și de legile din România să-și țină eventualii bani pe care la bancă. Nu, și să primească salariul să prin bancă. Nu știu, nu toți. Numai aia de la stat, care au această constrângere. Dar nu toți sunt constrângeri. Însă, problema este asta, că băncile sunt, în momentul de față, ele sunt un factor destructiv înspăimântător. Dar să știți cât participă creditul din România, adică ce dau băncile la finanțarea economiei? Zero. Nu. 8%. Păi băncile astea pot să și plece din România, că nici nu se va vedea. Că și cu 8% și fără 8% este degeaba. Că sunt 10%, că e... E nimic. Creditele lor nu sunt credite. Nu sunt. Nu sunt, sunt un jaf. Nu sunt credite de dezvoltare. Banca ar trebui să fie un factor de dezvoltare. Și se restă de guvernator pe așa ceva. Păi de-aia este guvernator pe REM. Păi pentru așa ceva stă. Da, exact. Pentru așa ceva stă. Cel mai bun exemplu sau cel mai ilustrativ fapt
Vă salutăm toate cu respect. Să plecăm înainte. Să rămână, doamnă, să rămână. Și auziți cum spune mama mea, săraca, are Alzheimer, nu mai spune, la muncă, mă, la muncă, mă duc să pun ceapă. Oricum, doamna Elenie, votați împotrivă... Dar trebuie să știm și cum să punem ceapă, că nu mai învață nimeni o meserie, nici măcar să punem ceapă. Să votați tot împotrivă ceea ce vedeți că nu e în regulă. Știți că asta face. Păi, să facem. Da. Da. Dacă... Două lucruri mai vreau să vă spun. Băncile. Băncile din România, care sunt peste 80 și ceva la sută de capital străin, dau credite și creditul este doar creditul este doar 50% din PIB. În orice țară normală, să zicem occidentală, creditul reprezintă 250% din PIB. În felul acesta, adică dând atât de puțin, răstoarnă lucruri. Isărescu ține el, potrivit documentelor băncii, ar trebui să țină inflația. Asta este citit. Nu, el nu ține inflația, că nu-l interesează, el ține cursul. De ce? De ce ține cursul? Ține cursul pentru că el are o obligație. Obligația este ca încasările multinaționalelor, care sunt în lei, să nu cadă mai jos în euro. Dar e pe ren. Dumneavoastră nu vă dați seama că este ceva stricat la cap, ca într-o perioadă de criză cum este asta. Două monede cresc, dolarul și leu. Adică cum? Toate monedele cad, toate monedele cad, inclusiv euro. Leu crește. Cel mai bun indiciu, pentru totul se datorează faptului că băncile nu dau credite, creditul este de 3 ori mai scump decât la băncile mamă. La băncile mamă. Și cel mai bun indiciu că asupra ce fac băncile este că suratele lor multinaționale din România, nebancare, nu au nicio relație bancară cu băncile din România. Ele nu se împrumută în România, ele se împrumută afară. Și ar fi și tâmpit să o facă aici în România când este de 3 ori mai scump. Da? În felul ăsta ele formează ceea ce se numește datoria externă privată a României, care e 70, a crescut la 150 miliarde de euro, dar 70% sunt creditele luate de multinaționalele din România, care se finanțează din afară și trece, fiind, având sediul în România, trece că se împrumută în România. M-ați înțeles? Dar ele nu au același tipul de garanție pe care îl plătim noi. Dar ele nu trebuie nicio garanție, că se împrumută mama lor din Occident la mama băncii de acolo, da. Și restul e transfer. Dar garanțiile ne omoară. Dacă vrei să iei un credit așa... Și tu te iei cu 10% credit. Nu vorbesc de dobândă. Garanția ca să iei un credit... Garanția nu mai discutăm. Adică este absurd. Eu v-am spus, din
sunt peste 500 de mii de companii în România, peste 500 de mii, active vorbesc, care depun bilanț. Nu discut așa în general, așa sunt vreo un milion. Înțelegeți, din 500 de mii, băncile din România consideră bancabile numai 12.000. Deci relații de tip bancar cu băncile din România nu au decât 12.000 de companii. Atât. Restul, minunicul. Deci vine așa și se spune, vine PNRR-ul. A, domne, dăm la IMM-uri. O minciună. Nu dă la niciun IMM. Nu poate să fie, că le se face prin bănci, iar băncile nu dau decât, nu aleg decât din ala 12.000, nu din ala 500.000. Nu știu că am fost înțeles. Dacă băncile n-ar fi fost obligate să dea, nu băncile, dacă firmele private n-ar fi fost obligate de, prin lege să dea salariile prin bănci, băncile multe ar fi dat faliment și da, ar fi bineînțeles, plecat bineînțeles. Din România. Ele sunt ținute în deci, viață de niște legi, nu de niște business-uri. Are început ceea ce s-a întâmplat și în comunism, așa, cel puțin pe Dobrogea, pe aici, machidonii țineau banii la saltea, da? A început deja, pentru că cine gândește, bă, de ce dau bani, de ce țineau banii în bancă, mă? Să aibă banca credit? Să dea banca credite din banii mei? Da? Nicăieri nu există o asemenea marjă, e adevărat. Marja este diferența dintre dobânda cu care, pe care o percep la credite și dobânda cu care onorezi depozitele. Da, din da. Asta trăiește banca. Da. Așa, în Occident sau la mamele, ăsta e 1, 2, 2%. 3 maxim. La noi e 6. Nu, e 3 maxim, zicem, cel mai tare. E maxim, nu prea există. Nu, dar zic, 3 e maxim. Da. Aici e 6. Da. Zice, și pomă vine și spune Isărescu, băncile din România sunt cele mai rentabile. Uite bă, adică ce e rentabil? Asta e jafă, asta nu e rentabil. Adică eficiente. Adică ce părere aveți? Ce părere aveți, domn profesor, dacă noi românii cât mai putem, cât mai avem putere, să luptăm pentru a rămâne banul românesc? Sau să fim de acord cum spun ei ca să mergem la moneda? Cât va fi Isărescu, veți avea numai bani românesc. De ce? E bine? Nu știu. Eu cred că e bine. Asta trebuie să stabilim eu asta. Eu cred că e bine. E bine? Sau nu e domnule, bine? Decât să trecem la euro... De ce? Pentru că dacă trece la euro, toată șmecheria pentru care face el nu mai poate să mai facă. Bun. Am mai propus o treabă, bine, o luat-o în glumă. Dacă banii noștri erau la valoare... Ați înțeles, da? Monede, da. În aur, argint, în monede de-asta, cum eram pe împiremuri, n-ar fi mai bine? Bine, asta nu cred că o să pune cineva. Maestre, să spun un lucru. Orice sistem monetar modern, se bazează nu pe monedă, ci pe o datorie. O datorie. Și anume, datoria emitentului față de deținători. Și el se bazează pe faptul că deținătorii nu se vor duce niciodată să pretindă ceva. Toți odată. Asta e și cu dolarul și asta explică de ce relațiile Chinei cu Statele Unite sunt complicate. De ce? O mare parte din bondurile americane, adică din emisiunile de obligațiuni
de titluri de stat americane, care finanțează bugetul american, care este un imens și are un deficit imens, sunt achiziționate de China. Deci China, ca să fie foarte clar, participă la finanțare, cum a participat și la războiul, și la finanțarea războiului din Vietnam, și la din Irak, și din ăsta, Afganistan, nu mai spun, și așa mai departe. Siria. Și acum, înțelegi? Dar, ei oricând se pot duce în America și pretinde ceva. Ce ar obține? Căderea dolarului. Dar, și-ar arunca peste bord toată agoniseala lor. Că peste o treime din bondurile americane sunt deținute de China. N-ar mai valora nimic. Deci n-ar mai valora nimic. Deci China joacă un joc foarte complicat pe termen lung. Pe de o parte, împreună cu Rusia și cu alte țări din BRICS, înlocuiesc dolarul în relațiile reciproce. Deci în felul ăsta împing dolarul spre o poziție mai puțin puternică decât a. Pe de altă parte, însă, o făcut, pe de altă parte, însă, nu pot să forțeze chestia asta, că s-a aruncat peste bord propria. Își găuresc buzunarul singur. E un joc complicat. Dar China joacă pe termen lung. Păi ea nu interesează. Chestiile astea, războiul din Ucraina îmi pare foarte rău. Pentru ei este un război regional. Da. Eu spuneam, mai văd și o filme, eu nu zic că cu credință în Dumnezeu și Dumnezeu poate să schimbe lumea. Asta am eu sunt mai optimist. Dar, am înțeles, forțe de afară, suntem slugi, unii spun că suntem, nu știu cum, ne conduce un guvern mondial, anticrist. Da? Dar oare, cu credință în Dumnezeu, prin lupta oamenilor, chiar putem schimba România cu asta bogată cum este ea? Banul să aibă valoarea lui în aur, în metale prețioase, asta vreau să spun. Eu din credință am învățat decât acest lucru, că trebuie să te minții credincioși chiar dacă nu reușești. Eu da, te duci, corect, corect. Te rogi să îmi dea Dumnezeu ceva și nu-mi dă și atunci mă supăr pe el. Nu? Pentru că noi ne-am vândut de valoarea noastră prin a ne vinde pe afară, nu noi românii, unii guvernanți. Și acum, dacă te uiți la un ban, nu are nicio valoare. Dacă banul ăla micuț așa era din aur, cred că românul îl prețuia. Bine, nu vor de afară, cum spunea doamna, China și așa. Ceea ce spuneți dumneavoastră este corect. Dar pentru asta trebuie să schimbați mentalitatea la nivelul larg al societății. Ori ca să se schimbe o mentalitate, trebuie două condiții, care nu sunt neapărat să fie simultane. Ori să se facă o educație, o generație cel puțin, chiar două generații, ori să se schimbe condițiile concrete și atunci știți cum este. Da, stau afară pe peluză și beau berea și mă uit pe cer. Dacă vine o furtună și așa, îmi strâng și mă bag în casă. Deci, dacă se schimbă condițiile sociale dramatic, s-ar putea să schimbe și atitudinea românilor în mod general. Dar până atunci eu nu văd, adică încă o dată, ce spuneți este corect. Ar fi bine ca munca să fie recunoscută, banul să aibă valoare, valorile să fie prețuite și așa mai departe. Dar e greu până departe. Moneda cu acoperire în aur nu mai există pe pământ. Nu există, pentru că s-a descoperit un lucru foarte, foarte important. Că poți să faci, să ai monezi, poți să faci comerț, cu o monedă care este virtuală. Deci nu există, nu este, n-are în spate o ceva concret. Atunci să rup, cum să spun, să rupe lanțul de iubire. Asta vreau să introduc, asta pentru și se scapă care.
Asta se întâmplă, e ceea ce se asta întâmplă. Asta e moneda virtuală, asta e moneda criptomoneda, oricare. Este ceea ce se întâmplă acum în Statele Unite, unde datoria urcă în mod netulburat, banii se emit în mod constant. Am nevoie de atâtea trilioane. Fabrica de bani. Se printează. Ei, până când va dura această situație? Nu știu să vă spun că nu sunt competent, dar este clar că e un proces care funcționează, dar care acumulează niște arierate în spatele lui. Auziți, în ce privește dolarul, că el este cel în care se fac cele mai multe tranzacții. Există în afara Statelor Unite, asta e problema pe care indirect a ridicat-o domnul Berila, există în afara Statelor Unite mai mulți dolari decât în Statele Unite. Deci, ăia nerezidenți, ăia din afara Statelor Unite, dețin control. Deci ei s-ar putea duce în Statele Unite să ceară ceva pe banii aia. Statele Unite n-are nici să-și vândă nici pe Biden și pe oricine, să-l vândă și tot nu poate să acopere chestia asta. Și atunci, dar tot se bazează pe faptul că nu se vor duce. Nu se vor duce pentru că rămân fără altă monedă în mână, alt mijloc de schimb. Asta e puterea dolarului. Nu au alternativă. Nu există un locuitor. Bun, și acum, legat de asta, ce spunem asta? Ce fac băncile europene în situația așa? Că ei se duc în casă, multe bănci europene care. Ce vor face acum? Sunt niște, cum să spun eu, niște fluturași în bănci. N-au nicio putere. Nicio putere și am să vă spun de ce. Și euro. Și franco-elvețian, care sunt singurile monede cu semnificație altele din Occident, altele decât dolarul, sunt emise într-o măsură foarte precisă, anume să nu ajungă la alții. Pentru că, adică dacă eu emit foarte mult, există pericolul ca să ajungă la nerezidenți. Și atunci eu am pierdut controlul. Și atunci și euro, și franco-elvețian este emis într-o măsură foarte controlată și foarte mică, pentru ca să nu ajungă la nerezidenți. Astfel, ele nu pot fi folosite decât parțial în schimburile internaționale, căci nu pot ajunge la alții. Singurii care își permit acest lucru sunt americanii, punând la dispoziție dolarul lor. În sensul că știe că nimeni nu e atât de puternic încât să vină să cumpere economia americană. Bine, a fost acordul la Bretton Woods pentru asta, adică a fost stabilit că... Aia era o relație între dolar și aur. Dar aia a fost abandonată în 71. Așa au pus ei stăpânire pe tranzacții. Așa au pus. Așa au a fost baza pe care i-au plătit. Da. Dar acum este îndepărtat total de realitățile de atunci și nu mai este aproape nimic de făcut. Uitați-vă la elvețieni, că elvețienii, asta este problema lor, să nu dea prea mult, să nu lase prea mult franc elvețian la dispoziția altora. Pentru că au o economie mică și le e frică ca nerezidenții să nu cumpere economia
elvețeană. Da, da, oricum, francul dar și Germania e același lucru cu euro, să știți. Același lucru. Euro are o expansiune foarte mică peste granițe. Că nu-și permit, își dau seama că nu rezistă. Domnul Șerbănescu. Și ce fac băncile europene în spația asta? Că se duc în cap acum. Băncile... După legea economică, mai financiară... Ele mai... După... Nu cred că e un pericol. După legile economico-financiare, când datoria ta externă a depășit jumătate din produsul intern brut, cum se numește? Nu, faliment. La noi e faliment. Deci România este în faliment. România este în faliment, dar asta depinde de ce consideră Standard & Poor's sau Fitch. Stați un pic, dar sunt țări care au 150%, nu 50%. Da, nu ce, nu asta contează. Nu asta contează, contează. Păi asta spune, exact. Nu contează. Toate datoare, dar cui? Ai. Cui? Bună întrebare. Aie. Cui? Cui? Haideți să vă spun două lucruri. Cui? Toți la America. Toți sunt datori Americi. Pentru că așa zisa piețe internaționale financiare sunt de fapt bani americani. De ce? Pentru că tot ce s-a strâns de către colonialism în secole a fost dirijat către America prin finanțările de război din al doilea război mondial. Și prin reconstrucția Europei. Planul Marshall ăsta? Nu, reconstrucția Europei a degajat o parte din bani către alte piețe. Tot acolo s-au dus. Eu vă spun, îmi dați voie, lasă America. Eu vă spun bani americani. Deci banii ăia americani sunt ai unor privați, da, care circulă pe toată lumea. Nu contează că sunt în America sau în America Latină sau în Rusia. Ea circulă peste tot. Noi ne-am împrumutat, inclusiv PNRR-ul ăsta, este împrumutat din bani americani. Înțelegeți? Noi nu ne-am împrumutat, s-a împrumutat Germania. Germania nu a vrut decenii să se împrumute din bani americani. De-aia n-a vrut să angajeze Uniunea Europeană. Asta este prima dată când Germania își folosește credibilitatea financiară pe care o are să se împrumute de pe piețele internaționale care sunt bani americani și să ne dea nouă la alții. Sigur în ideea că va pune mâna și ne va strangula. Ea se poate înșela în această chestiune, pentru că banul nu e al ei. Banul e american. Trebuie să mai fac punctul 2. Poate înțelegeți mai bine dacă vă spun punctul 2. Acum vreo 6-7 ani, era încă doamna Merkel, a fost invitat compactul fiscal în Uniunea Europeană. Ce era? Un fel de impunere din partea Germaniei a unui deficit bugetar zero. Pentru că Germania se poate finanța, bine mersi așa, bă, dacă eu pot, trebuie să pun și la alții. Toți s-au grăbit să ia această chestiune. În momentul ăsta, și poate înțelegeți acum, în momentul ăla, America i-a declarat război. Și a zis, femeia asta trebuie să o șteagă. De ce? Ce însemna deficit bugetar zero? Însemna că
toate statele din Uniunea Europeană, deci toată Europa, nu se mai împrumuta ca să trăiască. M-ați înțeles? Și atunci toți banii americani strânși de secole ar fi murit, că ei din asta trăiesc dacă sunt împrumutați, dacă nu se sufocă. Mai vorbește cineva de compactul fiscal? Nu. Ce a făcut Germania? În contextul războiului din Ucraina, dintr-o dată s-a văzut că Germania e singura țară europeană cu trupe străine pe teritoriul ei, care nu erau rusești, erau americane. Și a început să facă ce vrea America. Ce a făcut? PNRR. S-a împrumutat de la americani și a devenit dependentă de America. Și acum plătește. Plătește. Acum, sigur, a luat banii la credibilitatea financiară a Germaniei. Adică cu dobânzi mici. Dar sunt banii americani. Și trebuie dați înapoi. Cine îi va da? Nu îi va da. Răspunde Germania, dar îi dăm noi, îi la cărora mi s-au dat banii. Ați înțeles acum? Da. N-am nicio pretenție că am explicat prea bine, dar asta e. În orice caz, când afli de chestiunea ta financiare, îți schimb părerile multe. Da, știu că ați intrat în alt domeniu, da, și dar ați explicat foarte bine, că acolo, na, e vorba de România, e vorba de economie, e vorba de mai multe și ați spus pe larg. Bun, pe asta e. Domnilor, doamnelor, iertați-mă, doamnelor, doamnelor, pare bine că ne-am... Pare bine că v-am zdărât să vorbiți. Da. Cine a vrut, a vorbit. Aia va fi soluția. Deci merită experimentat, dar pentru asta ar trebui jurnaliștii să contribuie să lămurească lumea. Încercați-mă varianta asta. Nu vă mai duceți la vot în masă. Se ducă numai aia de pe liste, plus cei acoliții lor. Și atunci e o șansă să schimbe ceva. Consistent. Da. Eu zic să ne ducem la vot să votăm cu ce trebuie, dar mai repede. Pe cine? Cine-i trebuie? Posibil să vină un Mihai Viteazul, știi, pe ceva. Dacă apare, merg și eu. Să schimb eu. Dacă se întâmplă la vot, ce s-a întâmplat?